prizonieri în colivie de aur. Așa trăiesc de luni grele 6.000 de oameni care și-au cumpărat locuințe în cel mai mare complex imobiliar din nordul Bucureștiului. Ca să iasă din cartier spre capitală, trebuie să stea 10 de minute la cozi și să ocolească. Singura variantă directă este un drum forestier care a fost blocat. Locatarii sunt victimele unui conflict între dezvoltator Rom Silva și două primării. Urmăriți un nou episod din seria Coșmar Residence. La fel de îngrozitor în fiecare dimineață. Ai pus în cap întreaga comunitate. Oamenii au început să vândă apartamente. Rom Silva a declarat că o parcelă nu se poate circula pe ea și a închis drumul. Sunt niște pseudo-probleme. Nu cred că e problema de poluare. E coșmar. Cartierul Greenfield din nordul capitalei este dovada că unde nu-i drum, vai de locuitori. Cât e batjocul asta? Ce înseamnă sectorul 1? Cu noaptea în cap, așa pleacă de acasă cei care locuiesc în complexul de lângă pădurea Băneasa, în speranța că nu vor mai pierde ore în șir în trafic. De prea puține ori au noroc. O alee cu o bandă pe sens este acum unica lor variantă de ieșire din cartier, doar că ies în Ilfov. Este ora 7 dimineața și miile de locuitori din cel mai mare cartier de lux din nordul capitalei au pornit pe drumul nervilor. Coloana de mașini se întinde acum pe câțiva kilometri. Acum am 45 de minute de când am plecat de acasă. Cu totul cam o oră și jumătate stau eu în mașină. Noi ne-am retras copiii pentru 2 luni de la grădiniță. Zile bune sunt doar când polițiștii locali dirijează traficul. Am solicitat inclusiv după amiaza să fie poliție și ni s-a spus că nu au personal. Sunt mereu polițiști? Nu. Săptămâna aceasta câte zile au fost? De fiecare dată când a fost televiziune. Până dimineața am făcut o solicitare să ne ajutați cu dirijarea circulației. Dacă susținerea noastră înseamnă să stați în mașină o oră, de o oră. Coloana de mașini a rămas. Tocmai ați demonstrat științific că se merge mai repede pe jos, nu? Că cred că v-am depășit de câteva ori deja. Toate necazurile de la un petic de drum prin pădure care, odată închis, a rupt legătura cu orașul. Pe lângă bariera ce a fost pusă aici în ianuarie de ocolul Silvic, în lateral drumul a fost blocat încă o dată, cu un buștean. A fost făcută inclusiv o gaură aici ca oamenii să nu mai poată să treacă. Mulți au renunțat la mașină și au făcut un compromis. Ies din cartier pe jos prin pădure până la Zoo Băneasa. Eva, ajungem mâine, mama, mâine. Ne adaptăm și luăm un fâș pe noi și mergem și pe ploaie dacă e. 40 de minute în fiecare zi dus, 40 de minute în fiecare zi întors. Drumul prin pădure există de 50 de ani. Cât cartierul era în construcție, dezvoltatorul l-a folosit legal. Obișnuiți cu scurtătura, cei mutați în complex au continuat să o folosească și după ce șantierul s-a închis. Un ONG de mediu l-a dat în judecată pe dezvoltator după ce acesta a pietruit 300 de metri de drum. Pe lângă asta a reclamat și poluarea pădurii. Instanța i-a dat dreptate. Accesul în fond forestier este interzis. Legea e clară, dar asta nu înseamnă că e și dreaptă. Și drumul către Brașov trece prin pădure pe Valea Prahovei. Nu cred că e problema de poluare. Drumul este împărțit în două. O bucată este în acte drum forestier, aleea pietruită este pădure. Prima bucată de drum forestier trebuie promovată hotărâre de guvern. Iar pentru ultima bucată, care este pădure, trebuie făcută obligatoriu scoatere definitivă din fond forestier. Pentru asta, primăria generală ar fi trebuit să dea la schimb ocolului Silvic un alt teren. Am donat pădure în sectorul 1, 6.000 de metri pătrați, dublu față de 3.000 de metri pătrați, cât reprezintă suprafața întreaga drumului în cauză. Primăria trebuia doar să mai ceară schimbul și să plătească o taxă. În urmă cu aproape 3 ani, primăria generală i-a cerut primăriei sectorului 1 să o achite. Bani au fost mereu, dar... Nu s-a vrut, pur și simplu. Putea să o facă din 2020. Stă în pixul primarului general să rezolve această problemă. Noi suntem de acord cu regiunea Țara Pădurilor, dar trebuie cineva să și ceară. Trage un loz dacă vrei să și câștigi. Nicușor Dan pare că trage lozul necâștigător. A cerut o altă variantă. Domnul Dan, ce vă deranjează? Că se permanentizează un drum prin pădure, pe scurt. Colegii noștri au propus o soluție, care mie mi se pare perfect legală. Ocupare temporară
pe exact contura acelui drum? Este împotriva legii. Acele scoateri temporare se fac doar pentru obiective de utilitate publică. Mai mult decât atât, în 2018, Dan Tudorache, fostul edil al sectorului 1, a bătut palma cu ocolul silvic și și-a asumat că va plăti o taxă de utilizare a drumului, 28.000 de lei pe an, ca drumul să rămână deschis. Numai că ocolul silvic nu a văzut niciun leu. Cum vi se pare situația asta? Aș prefera să nu comentez. Primarul Clotilde Armand așteaptă soluția de la dezvoltator. Acest drum trebuie să rămână deschis temporar până la finalizarea de către dezvoltator a amenajării unor căi de acces. Dezvoltatorul a dat în judecată primăria. De când drumul s-a închis, mulți oameni din cartier vor să plece. O parte dintre apartamente au fost scoase la vânzare. Anul trecut cumpărai două camere aici cu 140.000 de euro. Acum ai șanse să le găsești și la 80.000 de euro.